Încă un interviu, încă un invitat special. Azi îl avem pe Victor. Victor este un tânăr antreprenor care de 2 ani, un an de zile și-a început business-ul în domeniul specializat de marketing online și nu numai. Se numește Lupa. Cum trebuie să fie un logo? Asta a fost una dintre întrebări. La ce să ne uităm? Cum să facem în așa fel încât logo-ul să transmită viziunea noastră? Și vreau să te întreb din perspectiva de om care faceți logo-uri, faceți identitate vizuală, că nu faceți doar logo-uri, că nu sunteți o fabrică de logo-uri, faceți Correct. Identitate vizuală. La ce vă uitați sau cum analizați? Ce întrebări puneți clientului ca să reușiți să faceți o identitate vizuală care să-l reprezinte? Sunt mai multe etape și hai să fim serioși, a desena un logo este foarte ușor până la urmă. Adică, da, într-adevăr, putem scoate logo-uri pe bandă rulantă. Însă, nu se pune problema la acest mod. Logo-ul este partea perceptibilă care se poate vizualiza unui brand. Așa că, în primul și în primul rând, aș face referire la ceea ce înseamnă un brand. Și brandul în sine este modul în care te percepe lumea, clienți, furnizori, parteneri în contextul unei piețe. Așadar, brandul în sine reprezintă absolut tot. Modul în care te îmbraci, modul în care vorbești, modul în care te deplasezi, absolut tot. De la aceasta pornim. Hai să schimbăm jocul. Puneți întrebări. Eu am întrebări, dar e prea valoros, Victor, ca să pun eu întrebări care consider că sunt importante. Spuneți-le voi, Andrei, design. E o întrebare legată mai mult de startup, hai să zicem și de promovare. Am luat de la voi de pe site PDF-ul cu filmele de genul ăsta din Cluj, producție publicitară, video, marketing și așa. Cum ai avut curajul să te apuci de business-ul ăsta și cum ai crezut că o să te diferențiezi și că o să funcționeze? Pentru ca un antreprenor să fie de succes, trebuie să facă ceva din pasiune. Adică pentru un antreprenor nu este de ajuns să-ți dorești să faci bani. Banii reprezintă o urmare, o consecință a muncii tale. Dar dacă nu faci un lucru din pasiune, este foarte greu să ai o șansă. Cum îți ai atras partenerii la început? A trebuit să începi simplu. Să le demonstrezi ceva sau nu. Nu. E o chestie și asta e o întrebare care am mai primit-o. Adevărații parteneri nu îi atragi cu bani, adevărații parteneri nu îi atragi cu vai ce rezultate ai avut sau ce istoric profesional ai avut. Adevărații parteneri îi atragi prin valori comune, printr-o viziune comună. Cum faci recrutarea și cum motivezi angajații tăi în drumul pe care ți-l dorești tu pentru a ajunge cea mai bună agenție de marketing din lume? Eu împărtășesc o viziune, o filozofie, ca să zic așa, de viață. Partea de hard skill se învață în timpul vieții și avem timp să facem acest lucru. Partea de atitudine e mai adânc înrădăcinată, astfel încât o schimb destul de greu. Și eu pe asta îmi bazez recrutarea. La început, angajații din cadrul Lupa au avut salarii mici. Și singurul lucru prin care eu am încercat să-i țin aproape au fost valorile și viziunea pe care eu o împărtășeam. Desigur, un alt aspect important ar mai fi și faptul că antreprenorul este the role model, este modelul în care tu trebuie să crezi. Excellent.